Bine v-am găsit, prieteni! Astăzi vă prezint o manevră simplă, dar foarte eficientă pentru rezolvarea torticolisului, acea situație în care ne trezim dimineața cu gâtul strâmb. Vedeți pe ecran testimonialul unui prieten care spune că a făcut această manevră și i-a dispărut durerea. Despre ce este vorba? Să zicem că ne trezim dimineața și avem gâtul înțepenit. Trebuie să vedem întâi direcția și sensul în care gâtul este înțepenit. Și pentru asta facem o manevră foarte simplă. Înclinăm capul în față și în spate. Sau aplecăm stânga, aplecăm dreapta. Sau rotim stânga, rotim dreapta. Și sesizăm pe ce direcție și în ce sens gâtul este înțepenit. Să spunem că nu putem să ducem capul pe spate. Aici mișcarea este înțepenită. Ce trebuie să facem? Să aplecăm capul în sensul opus. Adică dacă este spre spate blocat, punem mâna la ceafă și apăsăm pe cap, astfel încât să atingă bărbia pieptul, repetăm mișcarea de 5 ori. Și ar trebui să se reducă semnificativ sau chiar să dispară durerea. Eventual, repetați încă o dată de 2 ori. Dacă ar fi fost mișcarea spre față, blocată, înțepenită, atunci punem mâna pe frunte și apăsăm de 5 ori în sens opus. La fel stânga-dreapta. Dacă este blocată așa rotirea spre stânga, facem de 5 ori o rotire spre dreapta. Dacă este înclinarea spre dreapta blocată, atunci punem mâna așa și aplecăm, înclinăm capul spre stânga de 5 ori. Am primit mai multe testimoniale de la privitori care spun că manevra este eficientă și dă rezultate rapid. Dacă aveți așa ceva, încercați-o și voi, dați un share, chiar dacă nu aveți această problemă, posibil să fie mulți cei care suferă de așa ceva și este bine să cunoască această manevră. Vă mulțumesc, pe data viitoare, sănătate, la revedere!